Serafim Rose, Sufletul după moarte. Notă despre reîncarnare. Printre ideile oculte, mult dezbătute în prezent și uneori acceptate de cei care trăiesc experiențe din afară de trup și de după moarte, și chiar și de unii oameni de știință, se numără și ideea de reîncarnare, adică, după moarte. Sufletul nu trece prin judecata particulară și apoi se sălășluiește în Rai sau în Iad, așteptând învierea morților și judecata de apoi, ci, bineînțeles, după o mai lungă sau mai scurtă trecere pe planul astral, se întoarce pe Pământ și intră într-un nou trup de dobitoc sau de om. Această idee era foarte răspândită în Antichitatea păgână din Apus. Înainte de a fi înlocuită de ideile creștine. Însă, răspândirea ei de astăzi se datorează în mare parte influenței hinduismului și budismului, unde ea este acceptată. În zilele noastre, ideea este de obicei umanizată, adică oamenii presupun că în viețile lor anterioare au fost tot oameni. În vreme ce ideea mai des întâlnită printre hinduși și budiști, precum și la grecii antici și romani, este că e destul de greu să te încarnezi ca om și că cele mai multe dintre încarnările de azi sunt în trupuri de dobitoace, insecte și chiar și plante. Cei care cred în ideea aceasta spun că ea justifică toate multele nedreptăți din viața pământească precum și anumite frici aparent inexplicabile. Dacă cineva se naște orb sau sărac, aceasta este o dreaptă răsplată pentru faptele lui dintr-o viață anterioară sau, după cum spun hindușii și budiștii, se întâmplă din pricina unei carme rele. Dacă cineva se teme de apă, este pentru că, într-o existență anterioară, a murit în necat. Cei ce cred în reîncarnare nu au vreo concepție completă despre originea și destinația sufletului, nici dovezi convingătoare pentru a-și sprijini teoria. Principalele ei atracții sunt superficiale. Faptul că pare a aduce dreptate pe pământ. Că explică unele taine psihologice și că oferă o oarecare aparență de nemurire celor care nu acceptă premizele creștine ale nemuririi. Cugetând mai profund, însă, teoria reîncarnării nu oferă nici de cum o explicație pentru nedreptăți. Dacă omul pătimește în această viață pentru păcate și greșeli săvârșite într-o altă viață, pe care nu și le poate aminti, și pentru care, dacă înainte a fost animal, nici măcar nu poate fi socotit răspunzător, și dacă, după învățătura budistă, nu există nici măcar un eu care trăiește de la o încarnare la alta, iar greșelile trecute sunt literalmente ale altcuiva, atunci nu este nicio dreptate, ci numai o pătimire oarbă a unor rele sau al căror izvor nu poate fi aflat. Învățătura creștină despre căderea lui Adam, din care izvorăsc toate relele din lume, oferă o explicație mult mai bună pentru nedreptățile lumii iar revelația creștină despre desăvârșita dreptatea lui Dumnezeu, în judecata pe care el o face oamenilor spre viață veșnică în rai sau în iad, dovedește ca inutilă și trivială ideea dreptății făcute prin încarnări repetate în lumea aceasta. În ultimele decenii, ideea de reîncarnare a dobândit o popularitate deosebită în lumea apuseană și au existat numeroase cazuri care voiau să sugereze amintirea vieților anterioare. De asemenea, mulți oameni se întorc din experiențe din afară de trup cu credința că acestea sugerează sau vorbesc foarte convingător despre ideea de reîncarnare. Ce să credem despre aceste cazuri? Foarte puține dintre ele, trebuie spus, oferă dovezi care să aibă ceva mai mult decât o legătură îndepărtată cu faptele în sine și care ar putea foarte bine să fie rodul închipuirii. Un copil se naște cu un semn pe gât, și mai târziu își amintește că a fost spânzurat într-o viață anterioară deoarece fusese hoț de cai. Cineva se teme de înălțimi și apoi își amintește că a murit căzând în viața sa anterioară și tot așa. Tendința firească a oamenilor spre plăsmuirea de închipuiri face ca aceste cazuri să nu aibă nicio valoare ca dovezi ale reîncarnării. Cu toate acestea, în multe cazuri, aceste vieți anterioare au fost descoperite printr-o tehnică hipnotică numită hipnoză regresivă, care de multe ori a dat rezultate uimitoare pentru amintirea unor fapte de mult uitate de mintea conștientă, mergând înapoi până în frage de copilărie. Hipnozit Hipnotizatorul duce pe om înapoi în pruncie, apoi întreabă. Dar înainte de aceasta, adesea, în astfel de cazuri, omul acela își va aminti propria moarte sau chiar o întreagă altă viață. Ce să credem despre aceste amintiri? Însăși, Înșiși hipnotizatorii bine instruiți recunosc cursele hipnozei regresive. Doctorul Arthur C. Hastings, un specialist în psihologia comunicării din California, spune că cel mai lămurit lucru care se petrece în starea de hipnoză e că persoana respectivă este extrem de deschisă față de orice sugestii subtile, inconștiente, Non-verbale și verbale ale hipnotizatorului, și este foarte supusă. Dacă le ceri să se întoarcă într-o altă viață din trecut și ei nu au așa ceva, vor inventa una pentru tine. Dacă le sugerezi că au văzut un OZN, au văzut un OZN. Un hipnotizator din Chicago doctorul Larry Garrett, care a făcut aproximativ 500 de hipnoze regresive, observă că adeseori aceste întoarceri în timp sunt incorrecte, chiar și când ținta este un fapt trecut din viața aceasta. De multe ori, oamenii inventează fapte din dorințe, fantezii, vise, lucruri de acest fel. Oricine se ocupă de hipnoză și face orice tip de regresie, va descoperi că de multe ori oamenii au o imaginație atât de vie, încât stând acolo, vor inventa tot felul de lucruri numai ca să-i facă pe, pla pe plac hipnotizatorului. Notă. The Edge of Reality, marginea realității. Paginile 91-92. Un alt cercetător al acestei probleme scrie: Această metodă este plină de riscuri. Cel mai mare fiind înclinația minții inconștiente către fantezia dramatică. Ceea ce se descoperă în hipnoză poate fi, de fapt, un vis privitor la un fel de existență anterioară pe care subiectul ar fi dorit să o aibă. Sau pe care crede, având sau nu dreptate, că a trăit-o. Un psiholog le-a spus mai multor subiecti hipnotizați să-și amintească o existență anterioară, și toți, fără nicio excepție, au făcut acest lucru. Unele relatări erau pline de detalii, pline de culoare și păreau convingătoare. Cu toate acestea, când psihologul i-a hipnotizat din nou, în stare de transă, ei au putut să găsească o sursă firească pentru fiecare element din acele relatări. Un om pe care îl cunoscuseră în copilărie, scene din cărți citite sau filme văzute cu ani în urmă și așa mai departe. Notă Ellen Spraget: The Case of Immortality New American Library, New York, 1974, paginile 137-138. Ce se întâmplă însă cu acele cazuri cărora li s-a făcut multă publicitate în ultima vreme, în care există dovezi obiective despre viața anterioară a cuiva? Când o persoană își amintește am, amănunte privitoare la vremuri și locuri pe care este cu neputință să le fi cunoscut personal, dar care pot fi verificate cu documente istorice. Astfel de cazuri par foarte convingătoare pentru cei care sunt deja înclinați să creadă în reîncarnare. Însă, aceste dovezi: nu se deosebesc de informațiile obișnuite transmise de spirite în timpul ședințelor de spiritism, care pot fi și ele foarte impresionante, și nu există niciun temei pentru a presupune că o au alt izvor. Dacă spiritele de la ședințe sunt evident demoni, atunci și informațiile despre viețile anterioare pot fi transmise tot de ei. În amândouă cazurile, celul este același, să-i zăpăcească pe oameni cu un spectacol orbitor de cunoștințe aparent supranaturale și astfel să înșele cu privire la adevărata fața a vieții de după moarte și să-i lase nepregătiți pentru ea. Până și ocultiștii, care în general sunt binevoitori față de ideea de reîncarnare, recunosc că așa zisele dovezi în favoarea ei pot fi interpretate în mai multe feluri. O americană, ce răspândește ideile oculte, crede că majoritatea faptelor relatate, ce oferă dovezi în favoarea reîncarnării, ar putea fi cazuri de posedare. Notă Suzy Smith. Life is Forever, J.P. Putman's Sons, New York, 1974, pagina 171. Posedarea, după asemenea ocultiști, se petrece atunci când o persoană moartă pune stăpânire pe un trup viu, iar personalitatea și însăși identitatea acestuia din urmă par a nu se schimba, para se schimba, dând astfel impresia că respectivul este stăpânit de trăsăturile vieții anterioare a cuiva. Desigur, acest, acele făpturi care posedează oamenii sunt diavoli, oricât s-ar preface ei că sunt suflete ale morților. Vestita carte a doctorului Ian Stevenson, publicată recent, 20 de cazuri care sugerează reîncarnarea, pare într-adevăr a fi o culegere de astfel de cazuri de posedare. Biserica creștină din primele veacuri a luptat împotriva ideii de reîncarnare care pătrunsese în lumea creștină prin învățături orientale, precum cea a maniheilor învățătura mincinoasă a lui Origen despre preexistența sufletelor este strâns legată de aceste învățături și la al cincilea sinod ecumenic din Constantinopol în 553 ea a fost o sândită cu tărie, iar cei ce o urmau anatema, anatemizați. Mulți părinții bisericii, la rândul lor, au scris împotriva ei. Cei mai cunoscuți sunt Sfântul Ambrozie al Milanului, în Apus, despre Credința în Înviere, Cartea a doua, Sfântul Grigorie de Nisa, în Răsărit, despre Suflet și Înviere, împreună cu alții. Pentru creștinul ortodox de astăzi, care este ispitit de această idee sau care își pune întrebări în legătură cu presupusele dovezi ale ei, este poate de ajuns. Să cugetăm asupra a trei învățături creștine fundamentale care resping definitiv însăși posibilitatea reîncarnării. 1. Învierea trupului. Hristos a înviat din morți în același trup care murise cu moartea tuturor oamenilor, și s-a făcut pârga tuturor oamenilor, ale căror trupuri vor fi și ele înviate în ziua de apoi și se vor uni iarăși cu sufletele lor pentru a trăi veșnic în rai sau în iad, după dreapta judecată a lui Dumnezeu, făcută faptelor lor de pe pământ. Acest trup înviat, asemenea trupului lui Hristos, se va deosebi de trupurile noastre pământești, fiind mai subțire și mai asemănător firii îngerești, altminteri neputând locui în împărăția cerurilor unde nu este moarte nici stricăciune dar va fi tot același trup restaurat și pregătit pentru viața veșnică în chip minunat de Dumnezeu precum a văzut Ezechiel în arătarea oaselor uscate Ezechiel capitolul 37 versetele 1-14 În ceruri cei mântuiți se vor recunoaște unii pe alții astfel Trupul este o parte ce nu poate fi neglijată a persoanei integrale care va trăi veșnic, iar ideea mai multor trupuri aparținând aceleași persoane neagă însăși firea împărăției cerurilor, pregătite de, Dumne pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. 2. Răscumpărarea noastră de Isus Hristos Dumnezeu s-a întrupat și prin viața, patimile și moartea sa de pe cruce ne-a răscumpărat de sub păcatului și a morții. Prin biserica lui, noi suntem mântuiți și pregătiți pentru împărăția cerurilor, fără a trebui să plătim vreo penalizare pentru fără de legile noastre din trecut. Însă, conform ideii de reîncarnare, dacă omul este mântuit cumva, aceasta nu se petrece decât după multe vieți în care a ispășit urmările păcatelor lui. Acesta este legalismul rece și uscat al religiilor păgâne, care a fost cu desăvârșire desfințat de jertfa de pe crucea lui Hristos. Tâlharul din dreapta sa a primit mântuirea într-o clipă, prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Karma rea afără de legilor sale, fiind ștearsă de harul lui Dumnezeu. 3. Judecata Este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata. Evrei, capitolul 9, versetul 27 Viața omenească este o perioadă de încercare unică, precisă, după care nu mai există încă o șansă. Ci numai judecata lui Dumnezeu, care este atât de dreaptă cât și milostivă, făcută omului după starea în care se găsește sufletul lui la sfârșitul vieții. În aceste trei învățături, Revelația creștină este foarte precisă și clară în comparație cu religiile păgâne care nu cred. Nici în înviere, nici în mântuire, și nici nu au o învățătură limpede cu privire la judecata și viața viitoare. Singurul răspuns pentru toate presupusele experiențe sau amintiri ale vieților anterioare este tocmai învățătura lămurită a creștinismului despre viața omenească și relațiile lui Dumnezeu cu oamenii.